trei săptămâni de zile. De mai multă vreme, de fapt, din, de la începutul 2012, atunci când a apărut, numai în actualitate, dar cred că după aceea și în deșteptarea, am răspuns după 11 săptămâni de critică, în calitate președinte al PSD-ului și ca primar, am răspuns că nu trebuia făcut, nu trebuia asfaltate străzi, nu trebuia nimic făcut, că atunci erau unii mulțumiți. Au venit alegerile, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-a câștigat cum s-a câștigat cu 76%, iar în ultima perioadă am ascultat de ce mi-a spus cetățenii din cartiere. Mi-a spus, știu că aveți principiul când doi se ceartă cea mai inteligent face, să nu le răspundeți la toate atacurile care se duc, e mai bine așa. De aceea n-am răspuns deloc. Nici astăzi nu o să răspund în limita bunului simț, dar astăzi o să răspund la tot. De aceea am convocat această calitate de președinte a PSD Lugoș și ex ego de funcția de primar al municipiului Lugoș, să vă spun niște lucruri pentru a ști și dumneavoastră adevărul adevărat despre ceea ce se întâmplă în oraș și care nu s-au mai aflat la cineva sud în sud. În primul rând, în ultima perioadă, am citit și vă rog să rețineți următoarea chestiune, v-am văzut rămasă la Partidul Național Liberal la conferința de presă. Din păcate, stați la o masă care era primăriei, luată din primărie. E masa de protocol, de la revoluționari. Acolo s-a ținut în 90. Revoluționarii le-au cumpărat pe bani puțini, bani știi, stăteau asta. Pe bani puțini au cumpărat o masă lungă să aibă acolo să se țină FSN-ul. De-aia toate biroului și a viceprimarului și toate rambiurile și toate sunt aceeași culoare cu masa și scaunele de acolo. Oamenii mi-au spus, nu eu. Vă rog să le spuneți, că eu, dacă e rușine să o aducă la primărie, la masa era care stați și pe scaunele, să o ducă la centru de pe viitor pentru oamenii cu handicap sau la căminul de bătrâni de pe Anișoara Rodean. Ne-am bucurat mult că e luată de bani publici, imediat după ce s-a dat foc la primărie. Atunci s-au adus și canapelele la mici. S-a ocupat unul dintre revoluționari care era administrat. Omul mi-a spus că e păcat de Dumnezeu să înjurăm primăria și să spunem niște lucruri dintr-un loc cu care nu este.